pentru cei din Zodia Capricorn sau cu ascendentul pe Capricorn. Săptămâna 9-15 mai 2022, în plan personal, aduce nevoia de a fi foarte atenți în modul cum luați decizii. Pluto, planeta care vă guvernează, este considerată o planetă a transformărilor, a schimbărilor, a morții, a renașterii, a vieții, de apoi a geloziei, a emoțiilor intense și planeta care poate să aducă adevărul la suprafață momentele benefice uh, se pot uh, obține din faptul că puteți scăpa de ceea ce este inutil. Uh, să vă despărțiți de obiecte sau de comodități. La început poate să doară acest lucru, însă uh, avem uh, aici uh, și în planul comunicării cu cei apropiați o susținere pentru a fi optimiști, entuziaști, în a arăta ambiție creatoare în a arăta capacitatea voastră și dorința de a fi independenți și chiar independenți în modul cum gândiți. Poate să apară o deschidere foarte mare către spiritualitate și dorința chiar de a avea un nou start în existență. Luna plină și eclipsa totală de lună din 16 mai de la sfârșitul acestei săptămâni, cu influența, am zice, începând de la sfârșitul acestei săptămâni, aduce Momente astrale destul de importante. Eclipsa de lună se formează la faza de lună plină, în apropierea nodului lunar sud din Scorpion. Se poate gândi o schimbare în relațiile cu prietenia, ceea ce nu vă convine pentru voi și pentru ceilalți. Energia aceasta poate să aducă în prim plan secrete, mistere, relații, proiecte, munca voastră până la urmă, iar luna plină poate să aducă finalizări, înțelesuri spirituale, lucruri care vă solicită să faceți schimbări pe care cum trebuie să le faceți. Eclipsa de lună aduce în prim plan problemele existenței, cele care așteptau rezolvarea, iar axa taur-scorpion echilibrează energii care privesc banii, valorile, senzualitatea și posesiunile. Sunteți atrași de mistere, de secrete, de fraude, de bani, de control, de manipulare. Și aici puteți vedea mai ușor dezechilibrele datorită accentuării acestei axe taur-scorpion și puteți descoperi puterea de a scăpa de teme, de obiceiuri vechi care vă limitau, în primul rând, dezvoltarea voastră spirituală.